CSU Suceava a pierdut primul meci de pe teren propriu al sezonului la o diferență de 3 goluri. Handbaliștii suceveni au întâlnit formația CSM București, una dintre cele mai bune echipe din Liga Națională. Sucevenii au început curajos jocul și au condus la jumătatea disputei cu 19-14, însă oaspeții au revenit mult mai deciși de la cabine. Beneficiind și de unele ocazii controversate ale brigăzii de arbitri, bucureștenii au reușit să întoarcă scorul meciului și s-au impus la final cu scorul de 32-29. Cel mai bun marcator al grupării sucevene a fost Adrian Târzioru, autor a 8 goluri. Studenții au evoluat perfect în prima parte a jocului, au dominat repriza întâi și au condus la jumătatea disputei cu 19-14. Jucătorii de la CSM București au revenit însă mult mai deciși de la pauză și au reușit să se impună la final cu scorul de 32-29. Cu toate că am avut meciul în mână, o primă repriză foarte bună. Când ne-am întors de la pauză, am găsit o altă echipă a CSM-ului care a demonstrat într-adevăr că vor să ia titlul anul acesta. Au venit la Suceava, cel puțin la a doua repriză, au arătat că au fost pregătiți din orice punct de vedere. Au pregătit acest meci venind după două înfrângeri și dacă mai venea și a treia la Suceava, pentru ei nu era bine. Despre arbitraj am mai discutat și ieri și alaltă ieri, nu mai vreau să discut acum. Dar a doua repriză i-au ajutat arbitrii de cei de la CSM. Au fost favorizați cei de la București de arbitri? Da, în unele faze unde trebuia să primim, să spunem, deciziile care au fost luate la acolo, trebuiau luate pentru noi, pe final de meci au fost invers, au cântărit altfel decât prima repriză. Cred că nici ei nu s-așteptau să facem un meci așa de bun și de a doua au încercat să facă tot posibilul să se aducă aproape de noi și apoi pe final să și câștige. Dar am avut și noi greșelile noastre în repriza a doua. Dacă arbitrii erau obiectivi, CSU Suceava putea câștiga? Bineînțeles, cu siguranță. Următorul meci al handbaliștilor suceveni va fi pe terenul celor de la Poli Timișoara, sâmbătă 23 septembrie, de la ora 16.